HC Dobrogea Sud s-a întărit cu 6 jucători în această vară. În afara românilor Liviu Caba și Mihai Loghin, constanțenii au transferat 4 internaționali cu o vastă experiență în cupele europene. Cum valoarea individuală nu poate fi pusă la îndoială, noul capitan al formației de pe litoral, Ionuț Nistor, speră ca aceștia să se integreze cât mai repede în schemele de joc ale echipei. Mă bucur că cei noi, eu zic că s-au integrat destul de repede. Urmează acum tehnico-tactic să vedem cât de repede învață și cât de repede ne omogenizăm. Primul test pentru HC Dobrogea Sud din perioada de pregătire este programat la finalul acestei săptămâni. Constanțenii vor întâlni la Belgrad sâmbătă pe sârbii lui Jugović Kak.